să discutăm și despre posibilul conflict ce ar putea izbucni la granița Ucrainei cu Rusia. Retragerea trupelor rusești este sau poate fi doar o diversiune, în opinia dumneavoastră? Nu, nu este o diversiune. Rusia a retras trupele, dar a prepoziționat armamentul. Adică armamentul a rămas în apropierea frontierelor Ucrainei, dar a retras trupele. Acum, trebuie să vă spun foarte cinstit, exact același lucru îl face și NATO. Are legătură ceea ce se întâmplă zilele acestea cu exercițiul acesta al NATO cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni la granița Ucrainei? Nu, aplicații NATO au fost planificate de 2 ani. Deci este o pură coincidență, dar este extrem de bine că manevrele militare NATO care se desfășoară acum pe teritoriul României și Marea Neagră implică 15.000 de militari, implică foarte multă tehnică militară americană și turcească. Este foarte important că Turcia ia parte la acest exercițiu militar și nu cu orice, ci cu o brigadă specială. Deci este o consolidare a flancului estic al alianței și eu aș spune că acest lucru corespunde la două evenimente. A fost un efort de politică externă ca România să facă, să tragă toate semnalele de alarmă despre riscurile de la Marea Neagră. Iată că acum sunt bineînțelese de toți. Iar summitul NATO din 2014 din Țara Galilor a stabilit consolidarea flancului estic și a zonei Mării Negre. În plus, cu Statele Unite avem un parteneriat strategic pentru secolul 21 care împlinește 10 ani anul acesta. Este convenit de mine cu președintele Obama în 2011. Și care de asemenea se pune în aplicare prin participările americane cu baze militare la Cogălnicianu, la Turda, baza de la Deveselu și așa mai departe.